Bună seara, stimați telespectatori! Arena Sportivă programează în această seară sau va aduce în atenția dumneavoastră o sportivă de excepție, o campioană, să spun așa, a selajului și numai a noastră a selajului, a tuturor, deci este o sportivă de excepție, ca să spun așa, este vorba de Paula Todoran. Deci bine a venit, Paula, în emisiune, ai mai fost la noi. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Cu ce impresii, să zic așa, de la Brașov? Despre campionatul mondial de la Brașov, ce pot să vă spun, numai de bine. Da. Bun. Hai să recapitulăm, să facem un remember așa pentru cei care au pierdut așa firul unor emisiuni de ale noastre și mai ales că ți s-a propus și, mă rog, de la un nivel mai înalt, niște colaborări referitor la viața ta sportivă. Haideți să rememorăm în câteva, să zic, fraze așa pentru telespectatorii noștri, cum a început viața ta sportivă și câteva repere mai notabile, să spunem așa. Da. Au trecut peste mine ani, s-au adunat mulți ani la rând, adică practic atletismul de înaltă performanță, chiar la cel mai înalt nivel, de peste două decenii, adică 22 de ani. Descoperită fiind de către domnul profesor Seșanu Mirel, alături de care în toți acești ani sunt condusă și îndrumată pe drumul performanței de către domnul profesor Seșanu Mirel. Da, cum îmbini, să zic, activitatea ta, să spun, profesională, să spun așa, pe de o parte că este un paralel sau și după aia se îmbină, deci activitatea profesională, activitatea sportivă și restul, că mai sunt și activități, să zic, de familie. Da. Să știți că foarte multă lume îmi pune această întrebare sau se întreabă cum reușesc să îmbin cele două activități, atât pe plan sportiv cât și pe plan profesional. Pot să vă spun că reușesc să le îmbin foarte bine aceste două activități, eu desfășurându-mi activitatea ca profesor titular la Clubul Sportiv Școlar Zalău, care este activitate independentă, făcută, desfășurată în afara orelor de școală, după masa, unde am două grupe, lucrez cu copiii la stadion sau în sălile care sunt disponibile din oraș, ceea ce nu mă încurcă foarte mult în antrenamentele mele, care antrenamente sunt efectuate dimineața, în cea mai mare parte a programului. Sunt antrenamentele cele mai intense dimineața, iar antrenamentul al doilea este făcut după ce îmi termin activitatea cu elevii de la Clubul Sportiv Municipal, Clubul Sportiv Școlar Zalău. Da. Sigur că da, cel mai interesant aspect pentru cei care te privesc de pe margine și aplaudă, este activitatea ta, care este o activitate foarte serioasă referitor la faptul, poate și pentru faptul că concurezi la niște probe care sunt destul de, să zic așa, dificile, sunt mont blancuri pentru vârfuri de atins pentru unii care privesc, dar pentru faptul că tu ai participat acum la ultima, deci să zic, la ultima alergare, cursă de alergare la acel campionat de 50 de kilometri de la Brașov, este o noutate și pentru noi, dar practic este pentru tine. Dacă ne povestești ceva pentru telespectatori. Sigur că da. Acest campionat mondial de 50 de kilometri de alergare pe șosea este la a treia ediție, care s-a organizat de către noi în România, la Brașov. Este o probă care trece de maraton cu câțiva kilometri și trece pe probele de ultramaraton. Ultramaraton înseamnă alergări tot de șosea, dar care sunt foarte, foarte lungi. Eu îmi spuneam mie însămi că cred că niciodată nu voi dori să alerg o distanță mai lungă decât maratonul, dar a fost pentru mine așa un imbold, mai ales că era competiția organizată de către noi, la noi acasă, și am zis nu se poate să ratez așa ceva. Voi încerca să alerg, să vedem ce experiență pot trăi și în astfel de curse, și pot să vă spun că
am avut o trăire foarte, foarte frumoasă, m-am bucurat de cursă, m-am bucurat în cursă, am reușit un rezultat personal la care nu mă așteptam din cauza unor accidentări cu care m-am luptat de-a lungul timpului. Au fost mai multe luni în care mi-a făcut problemă această accidentare la gleznă, dar se pare că am reușit să scap, nu în totalitate, nu am fost într-o formă 100% la această competiție, dar oamenii care mi-au înțeles suferința, care mi-au înțeles accidentarea, au încercat să facă tot posibilul de a mă pune pe picioare, de a mă recupera și a putea participa la cursă și țin din suflet să le mulțumesc domnului doctor Neaga Florian, medic ortoped, și centrului acasă, prin doamna manager Dorina Brucental, care m-au recuperat și m-au susținut în reușita și realizarea acestui rezultat și recunosc că dacă ei nu m-ar fi ajutat, nu reușeam să fac față competiției sau să ajung chiar la startul cursei. Da, să intrăm în miezul activității referitor la această cursă, să mai disecăm, să vă spun așa, deci locul 16, am înțeles. Da, locul 16 la individual, da, obținut de către mine cu un record național, ceea ce este foarte îmbucurător și mi-a fost o mare bucurie în momentul în care am trecut linia de finish să mi se spună că am reușit acest lucru. Da. Și am reușit încă o performanță notabilă, care este de apreciată, în loc 7 cu echipa României, alături de colegile mele de echipă. Da. Cum te-au privit echipele, colegele tale de echipă, ținând cont că în echipă, sigur că da, făceați echipă, iar dincolo era la individual. Unde a fost și cele trei, parcă, din Anglia, englezoace, care au și terminat. Da, locul 1 la echipe a fost câștigat de Marea Britanie, locul 2 a fost câștigat de America. Sunt țări care sunt foarte bine dezvoltate și investesc în sport, da, și în sportivilor. Dacă să trecem acum la 90 de grade, să zic așa, ai ceva transmis, să zic, genetic de-a lungul, să zic, neamurilor voastre, așa, configurație, sau pur și simplu a fost o muncă titanică și ai fost descoperită de domnul profesor Șeicianu și după aceea te-a lansat în carieră? Sigur că da, este nevoie de talent, de calități native înnăscute pentru a putea face această probă. Eu, calitatea mea nativă este rezistența. Rezistența și luptătoare pentru... Prin faptul că mi-am dezvoltat foarte bine această rezistență, am reușit să ajung la acest nivel de performanțe. Da. Care s-ar fi, să zic, cerințele astăzi, mondene, să zic, în 2019, pentru a fi o bună alergătoare, să spun așa, în această categorie? Cerințe sunt aceleași. Aș putea să spun că nimic nu s-a schimbat în teoria și metodica sportului. Ceea ce s-a schimbat este condițiile de refacere, de recuperare, de susținătoare, de efort. Aici au intervenit mult mai multe schimbări. Da. Metodele de pregătire, ca volum, ca intensitate, ca pauză între ele, sunt aceleași și le utilizăm ca și acum 30 de ani. Cât a durat, să spun așa, deci cei 50 de kilometri, ca să traducem pentru telespectatori, cum ai parcurs, deci, ca timp? Cursa pe care am făcut-o la Brașov mi-a înregistrat un timp de 3 ore 28 de minute și 8 secunde. Pe un traseu ales de organizatori. Da, un traseu care avea un circuit de 9 km, parcurs de
5 ori și o buclă mai mică de 5 km. Da, deci acesta era traseul care era care înglobat. A și străbătut centrul orașului, cuprinzând și câteva sau cele mai importante puncte turistice ale orașului, și a fost un traseu foarte bine pus la punct și un traseu frumos ales de organizatori. Da. Începe, să zic, peste, de fapt azi a început școala. Sigur că da, dumneavoastră în calitate de profesor, sunt și elevi care vor fi în clasele respective sau vor fi repartizați în funcție de, să zic, preferințele lor. Cu ce gânduri se vor primi? Sau? Doresc tuturor colegilor să aibă un an nou școlar plin de realizări, de succese. Același lucru transmit și elevilor, să aibă mult succes în activitatea școlară. Da. Un capitol al patrulea ar fi, să zic, tot așa, educația familială și sportul, să zic. Asta ar fi o împletire a problemelor, să zic, familiale, toate, inclusiv școala, și o caracteristică principală ar fi dăruirea în acest sport, să zic, și practicarea acestuia. Se pot împleti sau se pot asemenea? Sigur că da, familia are un rol foarte important în a susține și a încuraja practicarea sportului, poate chiar în fiecare zi, de ce nu, independent, după masa, să aibă timp și de o oră de mișcare. Da, și în același timp, familia, văzând că ești angrenat și în alte activități, te poate și susține, să zic, inclusiv categoric, moral sau categoric, material, dacă este cazul. E primul factor de decizie. Primul factor de decizie. Bun. Ținând cont că a face performanță presupune și niște, practic, un regim așa, în ghilimele, mai spartan. Asta ar însemna și alimentație și medicamentație și cam ce ar însemna? Da, este nevoie de, în primul rând, de sacrificarea timpului tău. Pentru că pregătirea în sine cere foarte mult timp pentru programul de antrenament, pentru programul de odihnă, pentru multe alte activități și, bineînțeles, o susținere cu o echipă ar fi cel mai bine, da, de realizat. Bun, să facem și un pentru viitor, să zic așa, respectiv programul respectiv pentru viitor. Cuprinde în partea a doua anului. Ca și obiectiv pentru perioada următoare mi-am propus împreună cu domnul profesor participarea la încă o cursă de maraton în afara țării, unde încercăm calificarea și realizarea baremului pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Da. Asta este, deci, barem individual sau? Barem individual, barem, da, individual. Pe probă, da. Bun. Colegele, ca să spun așa, de națională, mai participă în acest interval? Colegele cu care am alergat la acest campionat mondial sunt specializate și pe probă de maraton sau probe de ultramaraton, ele neavând un target de timp sau de obiective atât de majore cum îmi doresc eu, vor participa însă la alte curse, campionat național de maraton, dar nu cu gândul de calificare pentru Jocurile Olimpice. Da. Vorbeam la începutul emisiunii despre acele, să spun așa, provocări ale vieții și ale vieții de sportiv, referitor la, sigur că de la un moment dat, după ce mai în carieră te dezvolți, începi să ai locuri foarte multe întâi, la un moment dat și lumea sportivă, zic, se gândește ca să însereze ceva despre activitatea și despre realizările, să zic, ale tale personale, să zic, timp în care a și fost abordată săptămânile trecute de cineva pentru
crearea unui, să zic așa, un mare album sportiv. Da, se pare că aprecieri vin din mai multe locuri. Mă bucură foarte mult faptul că primesc mesaje, că primesc invitații, sunt onorată să particip la proiecte, la evenimente și da, am fost invitată să particip la un proiect în județul Vâlcea, care este un proiect cel mai mare proiect din Europa în construirea unor case pentru familiile care au suferit unor dezastre naturale și au fost casele inundate și acum locuiesc în niște condiții improprii, de neimaginat, iar prin acest proiect o echipă foarte mare de oameni implicați, sufletiști, voluntari, doresc să construiască 11 case în 5 zile, iar eu am fost invitat a lor de onoare ca ambasador la acest proiect. Da, este o realizare, să spun așa, și personală, dar este o realizare, să zic, peste ceea ce noi simțim atins sălajul acesta zilnic în care ne învârtim practic și nu se realizează prea multe, mă refer și în plan sportiv, decât aceste cluburi fanion, să zic, ale sălajului, din punct de vedere al nostru, care sunt handbalul și voleiul. În rest, lumea sportivă ar fi cam ținută la pământ. Dar acum, prin evoluțiile tale de excepție din ultimul moment și din nou țin să te felicit și colegii de la redacție mi-au transmis acest lucru, pentru că trebuie să apreciem la justa valoare și realitatea, deci, este cu totul alta de multe ori decât cea care mass media o vehiculează sau se referă numai la cancanul din viața unor sportivi și nici de cum la realizările lor personale. Bun, ceva noutăți, să spun așa, în acest domeniu, destul de, ai spus la început, pitoresc și destul de interesant, ca să spun așa. Da. Noutăți în lumea atletismului nu avem. Toată lumea muncește, toată lumea... Schimbări de regulament? Nu avem. Nu se mișcă nimic, nu s-a schimbat nimic nici în federație, lucrurile merg înainte. Ceea ce ține de noi încercăm da, să facem. Da, în plan școlar, aici în Zalău, Da, continuu deci, cu activitatea mea, unde sunt profesor titular la clubul sportiv școlar și voi primi câteva ore plată cu ora la liceu sportiv școlar. Da. La acest ultim, să zic așa, traseu, în ghilimele, al campionatului mondial, au fost multe sportive de pe diverse continente. Cum apreciez așa în câteva cuvinte, să zic, activitatea? Vezi o emulație asupra unor sportive, să zic, de pe alte continente sau vechiul continent Europa staționează în această direcție, să spun? Păi, Marea Britanie, America sunt țările care domină la ora actuală? Care domină la ora actuală în probele de șosea sau începând chiar cu probele de 10.000 de metri de pistă până la maraton, au avut progrese în ultimii ani foarte frumoase. Da, aceasta se materializează pentru ele și în timpii și în, mă rog, în locurile care în rezultatele obținute. Și Australia, ca și continent, vine din urmă cu rezultate foarte bune pe aceste probe. Dar ne miră că nu știți că întotdeauna din Africa era întotdeauna acolo în top. Așa este, ei sunt chiar în topul alergărilor de șosea, dar da, până în maraton. Deja ceea ce trece de maraton... Deja acolo e problema. Ai nevoie de o specializare de timp, ca și durată, ca să poți să treci de această distanță. Da. În realizarea unei performanțe, sigur că la nivel de echipă, simți spiritul, să zic, al echipei, să zic, încurajările și așa mai departe. Deci cum vezi, să zic, rolul echipei în ansamblu? Rolul colegilor, rolul ca să
Mă rog, în sufletire și pe traseu vezi că, uite, te apropii dincolo, româncă dincolo, iar felul acesta. Ce pot să spun că am fost o echipă unită, atât la fete cât și la băieți. Sigur că traseul fiind un circuit de 9 km, te vezi cu adversarii tăi pe traseu, te vezi cu colegele tale pe traseu și le încurajezi. Te încurajezi pentru a trage până la capăt să obținem performanța cea mai bună posibilă. Da. Un profil așa de, să zic, de campion, pentru că nu sunt, cum ai zis la început, nu sunt puține, să spun, sacrificiile care un sportiv, să zic, începând de la nivel mediu le face și după aia avansând face mai mari sacrificii ca să obțină aceste rezultate. Deci după aceea, sigur că da, intră în galeria marilor campioni. Cum vezi așa un fel de aureolă, să zic? Păi, profilul unui campion sau un învingător, cum doriți să-l numim, da, are nevoie de ambiție, de seriozitate, de foarte multă muncă, de sacrificiu ca și timp, cum spuneam înainte, de a-și depăși propriile limite umane și de a avea calitățile respective necesare practicării unui astfel de sport. Cum găsim dotările, să spun așa, logistice ale noastre, să zic, de aici din Zalău față de restul, să zic, în țară? Mă refer la atât la baza de pregătire cât și la săli și, mă rog... Infrastructura noastră ca dotare materială, ca săli de sport, ca stadioane, mai trebuie prelucrat, la acest aspect. Din păcate, la stadionul municipal Zalău s-au făcut îmbunătățiri la gazonul de fotbal, la tribună, la vopsirea bordurilor din jurul pistei de atletism, dar pentru noi alergătorii pista de atletism a rămas aceeași și suferim accidentările pe care le-am suferit și le sufer în continuare. Mare sunt parte... datorată condițiilor improprii. Da. Ca să se închidă acel cerc, deci sportiv, familie, performanță și așa mai departe, toate trec prin acel focus școlar, să zic așa. Adică trebuie să, întâi să fie normal, prezent la clasă și după aceea el, orice copil, orice sportiv, trebuie să învețe la principalele materii. Cum ar trebui să îmbine acestea, să nu se deranjeze? Da, cerințele sunt foarte mari, poate exagerat de mari la toate materiile. Fiecare profesor trage de copil înspre el, dar n-ar fi de neglijat activitățile sportive din timpul lor liber, să iasă, să se recreeze, să facă mișcare, deoarece este foarte alarmant numărul, procentul mare de obezitate, de faptul că suntem supraponderali. Am înțeles. Deci, într-adevăr, este, am observat și eu pe față de, este o diferență destul de mare față de anumiți ani din trecut și anii aceștia moderni care trăim, să zic, 2019, în care vedem tineri, solizi, fete, femei, bărbați și mai departe. Deci, probabil și această lipsă de educație sportivă, să spun așa, educație fizică din școli, de mai... se adună la un moment dat. Da, dorința de afirmare prin sport nu mai este cum era în trecut, deoarece acum te poți afirma mult mai ușor prin orice alte mijloace care nu necesită sacrificiu, nu necesită efort și atunci alegem altceva decât sportul, dar sportul se știe că te formează, că îți dezvoltă personalitatea, caracterul, te menține sănătos, te menține în formă și nu ar trebui neglijat. Chiar insist pe partea asta, da, de a practica sportul. Hai să zicem un mesaj așa pentru cei care practică, vrea să practice, mai ales că acum
A început și un an școlar, să spun? Păi ce pot să spun este că îi invit pe toți zălăoanii să facă mișcare, îi invit la stadion să îmi ceară un sfat, să alerge, cu mare drag îl dau să vină să facă mișcare. Chiar mă bucur când văd foarte multă lume de după masa, tineri, adulți, cu o vârstă mai înaintată, fac mișcare independentă, se simt bine, sunt fericiți, dar și copiii trebuie să vină. Da. Cu aceste îndemnuri frumoase și gânduri foarte frumoase ale lui Paula Tudoran, emisiunea noastră a sfârșit. Vă spunem la revedere, toate cele bune!